Astăzi tema pentru noi, bucuria veșnică în El. Textul care l-am citit ne spune că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu mai va fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Bucuria aceasta veșnică trebuie să fie de astăzi, de noi. Amin. Vă întreb, timpul ăsta intră și El în veșnicie? Amin. Dragi și sorii, veșnicia înseamnă tot trecutul, prezentul și viitorul. Noi ni s-a dat un timp în care să ne pocăim. Și Ioan spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Frați și surori, noi ce vedem? Și nu vă întreb ce vedeți acasă, ce vedeți la lucru. Dar trebuie să vedem tot aia, dar nu vă întreb acolo ce vedeți. Ce vedeți când veniți în casa Domnului? Să știți că Domnul Iisus Hristos vrea să ne arate multe lucruri. Dar dacă nu deschidem ochii, nu o să le vedem. Dacă Duhul Sfânt nu ne deschide ochii, nu o să le vedem. Nu o să le auzim. Am citit Psalmul 91 și spunea acolo, și poate mă repet ce am spus și mai înainte, că nouă ni s-a dat putere să biruim Amin. Pe cel rău. De ce? Pentru că Domnul Iisus l-a biruit. Amin. A fost biruit Satana. Atunci de ce vrea să ne scape Domnul pe noi? Știți de ce vrea să ne scape Domnul pe noi? De această zi a judecății. De mâna lui Dumnezeu, de judecata lui Domnul Iisus vrea să ne scape. Pentru că în ziua aceea Dumnezeu va judeca cu dreptate. În ziua aceea Domnul Iisus ne va spune, nu mai pot să fac nimic. Te-am îndemnat, ți-am arătat, ți-am dat, te-am binecuvântat. În ziua aceea Dumnezeu și cuvântul Domnului spunea că El a rânduit o zi de judecată în care va judeca lumea după dreptate. Atunci e clar că orice motivația ta nu te va scăpa. Că Domnul cunoaște totul. Cum ar fi să mă duc eu la judecată și să-i spun Domnului, Doamne, păi știi că eu am vrut, dar n-am putut. Oare Domnul nu știe ce am vrut? Nu mă cunoaște? Ba da, ne cunoaște. Frați și surori, dacă nu vedem bucuria, bucurie veșnică în El, adică de astăzi, dacă eu nu mă pot bucura astăzi, nu mă voi bucura nici în ziua aceea. Să te bucuri înseamnă să ai siguranță. Amin. Să te bucuri poți numai prin unul și acela este Duhul Sfânt. Dacă eu nu mă nasc astăzi din nou, nu o să mai am șansa altă dată. Dumnezeu și Cuvântul Domnului spune astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima și primește-l în inima ta. Amin. Caută-l. O
Poate unii l-am primit, dar nu l-am găsit. L-am primit în inimă, dar încă nu l-am găsit. Și tot căutăm. Și bine ar fi să stăruim în căutarea acesta până îl găsim. Amin. Domnul spune, căutați-mă și mă veți găsi. Bate și vi se va deschide. Și se va deschide. Cereți și veți găsi. Și veți căpăta. Oare Dumnezeu se întoarce din cuvântul acesta? Oare Dumnezeu ne va spune, păi vremurile din urmă nu va mai fi chiar așa? Acolo vedem cum stau lucrurile, în ce direcție ați luat-o. Nu. Calea e una și e trasată. Adam și Eva au fost pe calea lui. Au pornit din Eden, din raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a trasat calea înaintea lor. Abel s-a pus pe cale. Cain nu s-a pus. Eu, Nicu, vreau să mă pun pe cale. Și Domnul să mă ajute. Rugați-mă. Amin. Purtați-ne în rugăciune. Amin. Și toți să ne purtăm în rugăciune. Amin. Asta e unitate. Când doresc binele celui de lângă mine. Când lucrez cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu în folosul fratelui, în folosul surorilor. Frați și surori, suntem dezorientați pentru că am ajuns să avem doar o formă de evlavie. N-avem nicio putere. N-avem nicio putere. De ce? Pentru că avem ochii închiși, pentru că nu simțim pe Duhul Sfânt, pentru că nu ni se descoperă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu vedem lumina. Suntem ca și acei idoli care sunt făcuți din mâini omenești. Au gură, nu vorbesc, au ochi, nu văd. Frați și surori, în seara asta aș vrea să conștientizăm faptul că Domnul Iisus încă mijlocește și suntem în har. Amin. Ar vrea să ne gândim la harul acesta. Să nu lăsăm să treacă pe lângă noi. Haideți să nu ne mai potignim în toate mărunțișurile de lucruri. Măcar dacă ar fi fost lucruri mari în care să ne potignim. Dar diavolul vine cu mărunțișul. Spune că diavolul răgnește ca un leu. Dar leu-i Domnul, el nu mă imită. El face ca Domnul să te duci acolo. Știi tu să deosebești răgnetul dintre doi lei? Ai puterea asta? Amin, Doamne! Lasă descoperire în inima mea. Amin. Să știu ce-i bine, să știu ce-i rău. Lasă Duhul Tău ce sunt, ca să pot să văd, să pot să simt. Amin. Astea trebuie să le căutăm. Noi trebuie să ne convingem. Amin. Nu biserica trebuie să te convingă, că dacă te convinge biserica, vei rămâne pe banca bisericii. Domnul trebuie să te convingă și tu trebuie să te convingi. De așa va vrei să încerci ce fac alții, dacă tu nu faci. Vei cădea. Vei cădea pentru că acolo este mândrie. Pentru că acolo este eu. Și mândria merge înaintea căderii. Frați și surori, noi trebuie să ne smerim, trebuie să ne pocăim. Amin. Când vrem să lucreze Domnul, ne punem în jertfă. Ne punem în smerenie. Credeți că Dumnezeu nu are putere să ne apere pricina? Amin. E așa de slab încât să nu ne audă? Frați și surori, a rânduit o zi de judecată. Haideți să ne judecăm astăzi. Ca să nu fim judecați odată cu lumea. Să ne oprim și ce să facem? Să ne spălăm, să ne curățăm. Amin. În sângele Mielului. Elisei, un om care vedea, nu?
Stăteam în fața vrăjmașului, bine înarmat și și fizic. Și slujitorul lui se temea, că el nu vedea. De ce nu vedea? În primul rând era începător. N-ai cum să vezi când ai 2 ani, ca și când ai 10 ani lucrurile. N-ai cum să vezi lucrurile când ai 19 ani și mulți spun, dacă aș, la 30 de ani spun, dacă aș avea o minte de la mintea asta, la 19 ani, aș fi făcut altfel. Dar nu faci pentru că lucrurile acestea trebuie să aibă o creștere. Noi creștem înaintea lui Dumnezeu și trebuie să ajungem la maturizare. Și dacă ne tot potignim, unde ajungem? Sau în ce stadiu suntem? Înseamnă că ne tot înnecăm, nu? Dacă nu primim ustrarea, ce creștere avem? Cine primește ustrarea, se face mai înțelepciune, la urcă treapta și se duce sus. Are binecuvântările puse pe stâncă și îngrijorările le-au pus pe nisip. Acolo vine mama mână și le șterge. Sau suflă vântul și se acoperă îngrijorările. Frați și surori, suntem gata să lăsăm îngrijorările? Amin. Dacă suntem gata, înseamnă că suntem în bucurie. Domnul să ne umple de bucurie. Amin. De bucurie adevărată. De bucurie veșnică. Această bucurie trebuie să străbată viața mea în casa mea. Amin. Viața mea la locul de muncă, pe stradă, pe autobuz. Pe fața mea trebuie să redieze bucuria aceasta, frate și surori. Mă uitam la un frate și două programe am avut ocazia să îl văd. De fiecare dată el era cu zâmbetul pe față. Frate păstor, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și m-am gândit, oare chiar n-are nicio problemă? Oare chiar așa de bine merg toate? De atâta de bucuros, oare chiar așa plini contul ăla, că noi fiind oameni acolo ne duce gândul. Doamne, dacă am și eu acolo pus deoparte încât să nu mai îngrijorez de ziua de mâine, că vezi că slab și că mă tot îngrijorez, atunci mă voi bucura. Credeți? Crezi că lucrurile acestea pământește vor îmbucura? Nu credem acum. Dar când vine lipsa, atunci se vede. Când vin cheltuielile și nu am și primesc factura aia, să vă văd și să-mi vedeți fața atunci. Cât de bucuros sunt. Sau încep să mă clatin. Frați și surori, ale Domnului sunt toate. Amin. Nu înseamnă că nu mai trebuie să lucrăm, nu înseamnă că trebuie acum numai să-i punem în pat, ascultăm pentru Domnul, dar de a veni ca să nu mai mergem la lucru. Să scăpăm. Nu. Spunea Apocalipsa că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Când? Când Dumnezeu, oamenii, cei ce și-au discutat de noi și ziceau, iată corpul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge atunci orice lacrimă. Dar o șterge și astăzi. E drept? Amin. Și moartea nu va mai fi. Nu mai va fi nici tâncuire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Pentru cine nu va mai fi moarte? Pentru cei ce s-au născut din nou. Amin. Adevărat vă spun că dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți să intrați în împărăție. Domnul să ne ajute. Amin. Domnul să ne întărească. Amin. Domnul să ne umple de dragoste. Amin. Cuvântul Domnului spune că și-a adăugat
Fie fiind aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mare făgăduință ne-a făcut. Slavă. Din lipsurile care le vom avea aici, acolo nu vor mai fi. Din durerea care am avut aici, aia se va duce. Frați și surori, avem un har mare și harul acesta e să ne bucurăm. Atunci se va termina, adică, într-adevăr, nu ne mai va afecta niciun lucru. Aici o să avem bucurie, dar diavolul o să vină tot timpul să ne oprească bucuria. Când ești întristat, nu mai vine diavolul. Te lasă, că ești bine dacă ești întristat. Că nu mai lucruri, nu te mai duci la biserică. Amărăciunea care o ai în inimă, nici Domnul nu mai poate să-ți o ia. Așa spune diavolul. Stai acasă, liniștește-te. Pune-te undeva la locul tău unde te simți bine să-ți treacă. Ăsta nu-i Domnul, ăsta nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt când vine te cheamă la luptă. Amin. Așa cum ești, lovit. Știi ce se întâmplă când te ridici? Când îți întorci privire spre El, El te luminează de bucurie. Când Domnul te luminează de bucurie, gândiți-vă că dacă stânge lumina și un reflector se aprinde pe mine, întunericul care a fost înainte în jurul meu se depărtează la o oarecare distanță. Depinde cât e de mare lumina. Și acum vă întreb, oare Domnul Iisus Hristos cât de tare luminează El? Cât de departe poate să ne alunge vrăjmașii, frați și surori? Cât de departe? Nici nu ne gândim. Nici nu ne gândim cât de mare e puterea Domnului Iisus, frate și surori. Când un nenorocit strigă, El aude și scapă. A strigat vreodată către Domnul din inimă, nu așa. Amin. Strigăm noi de multe ori. S-au dat o durere să strigi din inimă, Doamne, scapă-mă. Amin. Nu s-a îndurat Domnul de tine și de mine, a dat. Slavă Lui! Amin. Slavă Lui! Amin. Să știți că Domnul Iisus Hristos vrea să ne ridice. Haideți să ne lăsăm prelucrați de mâna Lui, de Duhul Lui conduși. Amin. Dacă astăzi Duhul Sfânt, în momentul acesta, iese din biserică, câți dintre noi vedem lucrul acesta? Că ar trebui să-L vedem. Noi știți când îl vedem? Când îl întristăm, atunci știm. Doamne Iisus, iartă-mă și te gândești, nu știu, Duhul Sfânt, dacă... David a văzut și el când a păcătuit. Și a strigat, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Frașilor, bucurați-vă de mântuirea asta, de împărăție. Priviți-o, uitați-vă la ea și Domnul Iisus vă luminează din față. Tu privești pe împărăție și vrăjmașul nu mai poate să te atingă. El dă cu întuneric, dar lumina biruiește întunericul. Amin. Și noi suntem păziți de El până în ziua aceea. El ne păzește, nu noi suntem tari. Când zic că eu stare, secunda doi, sub pământ. 100%. Și am văzut de multe ori. Am zis, gata, am biruit cu păcatul ăsta, am avut eu, nu știu, mai multă putere, nici de cum. Am căzut mai rău. Și am auzit odată pe fratele Daniel Andrei, că odată spunea despre faptul că atâta timp cât s-o lupta el, atunci și eu m-am gândit, dar n-am ajuns să experimentez. Și pe mai mulți numai pe fratele Daniel, dar când a zis fratele Daniel, atunci mi-a rămas așa în minte, că și el s-a luptat, dar când Domnul a biruit, a fost biruitor. El, de fapt, i-a dat putere. Și asta o știm cu toții, că numai El poate să ne dea putere. Amin. Dar și noi trebuie să ne ațintim privirile, măcar atâta. Cel puțin atâta să facem.
Dacă vrem să primim bucurie și pace, amin. Dacă nu ne vom târî tot timpul, ne vom chinui, vom vrea, dar nu vom ajunge niciodată să ne bucurăm. Vom vrea, dar nu vom mai avea putere, pentru că Domnul, când vede un păcătos care dorește să se elibereze, Domnul îi scoate în față portița de scăpare. Amin. Când noi suntem ispitiți, El ne și pregătește portița să ieșim. Prima dată trebuie să o răbdăm, într-adevăr. Spune, răbdați ispita. Dar când vezi că te platini, nu mai sta cu ieși. Dacă vezi portița de scăpare, ieși. Noi nu ieșim. Dacă am răbdat un pic, zicem că avem putere să mai răbdăm un pic. Vă spun sincer, lăsați pe Domnul Iisus să lucreze în viața voastră. Amin. Nu-i simplu să lași pe El. Nu-i simplu. Că mâine te vei confrunta cu problema statului, cu problema socială, cu problema trupului. Și nu-i simplu să spui, Doamne, fie ce-o fi. Nu-i simplu. Dar unul care e plin de Duhul Sfânt, pentru ala e simplu. Asta ne spune cuvântul Domnului. Să nu avem numai o formă de evlavie și să tăgăduim puterea. Haideți să fim echilibrați. Dacă nu suntem cum trebuie înaintea Domnului, să ne rugăm. Amin. Ce poate să schimbe între noi dacă nu rugăciunea? Ce poate să schimbe între noi? În ce altă circunstanță putem să ne unim dacă nu rugăciunea? În cuvânt eu vă spun și dumneavoastră trebuie să ascultați. Nu? În cântare e un alt exemplu care putem să ne unim. Acum, dacă cel din față vorbește și dumneavoastră sunteți uniți, atunci trebuie să spuneți amin și aleluia. Nu? Că sunteți de acord. Atunci îmi dau seama că sunteți de acord cu mine, suntem uniți. Într-un gând, într-un cuget. Și vrea ca Domnul să ne dea putere. Amin. Să ne eliberăm, să fim liberi, frați și surori. Nu mai fiți tensionați. Că asta nu-i de la Domnul. Fiți liniștiți. Liniștiți-vă inima. Că aici e Domnul prezent. Amin. Aici e dragostea Lui peste noi. Aici e puterea Lui. Dacă astăzi vrei să scapi de mânia lui Dumnezeu, întoarce-te la El. Altfel nu vei scăpa. Nu voi scăpa. Domnul Iisus, la ora actuală, mijlocește pentru noi. Pentru ziua aceea. Când nu va mai putea face nimic. Acolo Dumnezeu va fi drept. Haideți să ne întoarcem privirile spre El. Amin. Să-L primim în viața noastră, să-L căutăm. Să-L binecuvântăm, să-I dăm slavă. Și Domnul să ne ajute. Haideți să ne ajutăm.